меня сил, что сюда со мной нету бороться и кричать. Да, Олег? Есть, я даю купат около лынга масса. Я вас слушаю. Ты скультур полицейст. Нам нужно какое-то компетентное лицо касательно моего случая с моим протестом. И вот на вам нужно еще инвалида, которого права нарушаются. Желательно Дамна Кондрук, которая нам 4 недели тому назад обещала что-то решить. Было бы хорошо увидеть ее заново. Я учерут майер телефон у тебя, тебя сунат. Да, усунат все равно. Принесите, пожалуйста, стол, у меня человек инвалид. Посадите его, у него эпилепсия. Сейчас подойдет. Да, посадите его. Ну. А ведь цивилизованный. Ши там у Николая. Николай, am înțeles că e din Găgăuzie. Tomai, Cedar Lunga. Da, noi trebuiam să ne ducem cu Sandu acasă și a venit poliția. Da, ați fost la el în sat. Am fost la el în sat și trebuie să-l rezolvi întrebarea lui. Și poliția spune, hai, deschideți singurul ușă și intrați, dar casa și noi pe dânsul scrisă. Și vizită în ședințel nu are acolo asta, este ca un fel de hoție, ca un fel de... Dar câți ani are? 20 de ani. 20. Și asta iană. Și au fost nevoiți să rămâi pe drum. Și noi, cum eu să lăs, că dacă eu nu văd cum să lăs pe om care nu vede afară? Eu nu pun posibil așa ceva. Dar cum a ajuns la voi? Cu mașina ne-a pus înapoi trebuie. Dar eu am făcut cunoștință în Chișinău la societate orbilor. A trecut ministrul de externe. Și și bani. Și l-a oprit la controle. Vedeți când se apropie la Nicolae să nu vorbească el, că să ducem noi. Dar de ce nu-l lași să vorbească? Și el nu știe să se strângă. Pentru că ei vă gruzit. Îl gruzesc tare pe dânsul. Păi pare că mai degrabă tu îl gruzești și nu-l lași să vorbească. La noi te-ați scris în cerere. Eu și în care interes eu. Dar unde ai scris cerere? Unde ați adresat? Am fost la generală poliție, la procuror general, că mama lui a pus pe dânsul dosar final. Mama lui a scris plângere penală? Da, și vrea să-l închide la ducă, la psihopatie. Dar și la acuză, ce-a făcut? La pe 22 mai au băut acolo, tăi împreună, dar el s-a dat după influență ei, mă rog, dacă nu ești pățan, nu ne ulăjești, știi cum la noi în țară. Și ăsta și el a început să fie cu dânsă. Și urmă, fratele a cu Ivan, nu prea am înțeles, a cui Ion îl cheamă, este dosarul de la poliție, 140 articole, dosarul istoric. Și înseamnă, o sărit la dânsul la bătaie. L-a bătut și a chemat pristup de epilepsie. După asta, el ce a ieșit în... a devenit în stare să înțeleagă ce se întâmplă. Ei mai departe s-au prelungit să-l bată și el deja s-a apărat. Și în moment dat a chemat poliția și poliția, în loc să apere dreptul lui, a început să-l bată pe Nicolae. Și el a intrat în epilepsie. Da. Atunci în mai, la el acasă. La el acasă. Și poliția... Te-a bătut poliția? Da. Îi cunoști pe vreunul dintre ei? Da. Alexander și Andrei îl cheamă. A familiei nu știi, da? Am uitat pe Stașa, știi? Din sat. Și pe ei de știi bătă el? Și a venit și zici, și el bați, că el e invalid. El a intrat într-un prisc, după ce nu ține minte. Este așa prisc la epilepsie, nu toate, dar cel mai grav, după asta el nu ține minte nimic. Și el a intrat tamam în asta. Și după asta poliția a hotărât să rezolve întrebarea asta cu tocnirea pe dosarului penal. Și încep a spune că el fuge după mama, cu cuțitul, dar el și după pristup nu ține minte în primul rând nimic, dar în al doilea rând cei și ține minte el ține minte că nu a fost așa ceva. Expertize nu sunt. Ножевых ударов нету, как он сказал, куцета и тури, ну, да, на да. Мама. Вот это один спуск бицивилов, чей, понимаешь, как? И
Asta e Iana. Și nu este motivat, adică. Și noi deja am fost... Și el n-are unde trăi acum, nici da, mama nu l acceptă, nici fratele. Da, el are un... Casa am, dar închis. Dar nu poate intra acolo, că mama s-a dus după Ivornic. Dar pe cine trăiește acolo? Nimeni nu trăiește acolo. Dar păi că ai frate în sat? Sora. Sora. E... Alo, mamă. Ana... Sam vreo ceva și strană. Ia să am. A unde tvoia sestra живe сейчас? Кирюти. Ана приехала в Кирюти на Украину, да? Корт не мой. Кирюти это Гагаузия? Этот болгар. Тараклия. Тараклия. А, слушай, слушай. Вот. Bine, să o să povestiți amu și omului, dacă zici că o să vină Anastasia Condrucă, îți vorbești cu ea, dacă noi îți vorbești cu un consilier. Mama lui are și Livornicul. Asta e treaba ei, viața ei privată. Nu, e și altceva. Și el a sunat la soția al lui Livornic și soția și ei îl caut ca să-i tragă de flași. Și el s-a ascuns cu Ivornic, dar el... cum motivează ascunderea ei că nu există în casă, că el fuge după dânsă după cuțit. Am înțeles. Când o face, ca când se teme de dânsă. Dar realitatea este așa că el cu Ivornic s-a dus și acolo e genitalia. Și asta e Iana, înțelegi? Dar el nu are acces la casă. Dar pe Ivornic a plecat de acasă, ia, strigă poliția. Oleg, hai treceți. Sau și... Știi, la cine noi ne ajuns? Nu. 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 Dumneavoastră sunteți persoană care comunică între părinții noastre? Da, prima petiție. Cum vă numiți dumneavoastră? Vasile Fulgăr, spune. Și nu o întrebuie că are doamna Condrup, de ce nu o chemat? Dar doamna Condrup, unde? De ce n-ați chemat dumneavoastră? La mine problema nu e rezolvată cu cortul. Eu vreau să spun cu criminatul. El a vorbit vreo săptămână în urmă cu Anastasia. Puteți, am vorbit din partea voastră și așteptăm și ceva să-mi spui, doamna Condrup, mi-am promis că n-ai stau mult, dar azi ne-a curat și cortul, ne-a curat și hainele, ne-a curat toate lucrurile care au fost. Dar cine v-ați avizat la poliție? Da, și să mă adresez la poliție. Poliția, dosare penale, nu vă zic că și nu caută, dar să răspundă pe un cort care șede fără femeile acolo la un parc. Și iată problemă cu dumneavoastră. Că el este invalid și nu se oferă, satul nu îi oferă de ajutor. Eu din satul Tamai, noi am fost cu fraștele acolo, am filmat, trebuie am arătat la lume cum e situația lui și am adresat la primărie și nu, am rugat să fie oricare comite deciziile chiar și în privința ca să fie anexat după dânsul în asistență cealaltă din motiv că este invalid. Și mi-a spus că eu nu pot. Nas fac asta și el a rămas pentru că să mă... Haideți, ați scris o petiție în scris, o scrisoare? Nu, în privința mea nu i-am scris petiție. Nu, dar în privința dumneavoastră. Dar în privința dumneavoastră nu am scris nici o petiție. Puteți să faceți adresarea în scris sau dacă vreți vă ajut, intrăm și vă facem un proces verbal și o să adresez verbal și îmi spun cu voi. Și o să dăm un lucru la voi. Noi trebuie să vedem cum să o formulăm, noi nici nu știm. Noi am venit, dar fără camera noi nu ne ducem nicăieri. Permiți lui Oleg. Oleg, dar pentru ce să filmezi tot? Voi povestiți date personale acolo, mergeți și vorbiți, omul scrieți, chiar n-aveți încredere în consilierul premierului. Dar doamna Condrup este? Deocamdată nu răspunde. Că e pauză, probabil e ora prânzului, 12. Noi ne ducem până când la asistență socială și acum să venim deja singuri la dumneavoastră. Și dacă adna să rezolvi întrebare deja asistență socială generală, atunci venim și... Deja ai zis să-l mătăm acum. Da, totuși așa eu am venit. Dar în privința mea și rezolvă. Am petiție scrisă, deja ați depus-o aici? De mult, da. De 34 săptămâni în urmă. 30 de zile. Dar ați sperat 30 de zile. Pe ce dată ați spus? Data de 20? Data trecută, noi la doamna, când am vorbit prin vorbă, da?
Da, n-ai scris nicio petiție atunci. Da, tu i-ai dat scrisoarea care ai adresat-o Consiliul pentru Egalitate, dar și ăla nu-i document. Da, și ăla nu-i document. E document adresat alte instituții, ei dat-o ei doar ca să se informeze, nu era adresat ei sau ministrul. Da, noi săptămâna trecută a fost o doamnă și i-am dat deja cererea din nou. Pe numele meu? Da, din numele dumneavoastră, dar pe... Adresat cui? A mea. Adresat cui? La privință la numărul magazin. Cui adresată scrisoarea? Eu nu știu. Ia să trebuie să faci, dacă vrei răspuns la guvern, la Maia Sandra, la guvern. Nu e ministru, nu e guvernul. Dumneavoastră aveți toate notițele acolo în guvern. Știți care au fost tipuri și nu puteți să vă uitați dacă este al lui Vlad Oleg Adrian Ptiță. Vlad și cum? Vlad Oleg Adrian. Vlad Oleg Adrian. Adrian familia, da? Nu, nu familia. Vlad e familia. Oleg Adrian e numele mic. Mă duc să vă dau. Это правительство Республики Молдова, которое делает только вид, что работает. Подкер работает, да? Полиция тоже делает вид, что работает. Она даже не подошла к тебе, когда ты пришел. Видела, что идем с собакой, по дому с палочкой, никто не подошел к двери, не помог нам сесть. Олежка, идем давай к сначала. Стой, се вадо ому, дака. Экзист петиции. Судус на компьютер се вадо, на регистру, да. Веске ел и таман ку петиции ли. А, ел? Аку молчан? Ей со презента, да, ше о, вот, ее ждем интро пар. Да. А ищ лукляз майсе? Да, ищ и гуверн. Ла этажу 5, унде вай кабинету ей. Да, ей не увидит нам пинай, да? Cârnați. Nu ne invită pe noi la cârnați, nu. Cred că nici ea nu mănâncă cârnați. E tot nu mănâncă cârnați? Sper că nu. Să vezi că are și el spichele. Face.